Temperaturile din acest weekend sunt cele mai ridicate din această perioadă, ajungând până la 31 de grade, dovadă că vara își intră în drepturi, astfel că locuitorii din Mioveni vor profita din plin de vremea frumoasă și își vor petrece sfârșitul de săptămână fiecare după posibilități. Unii au optat pentru un grătar la iarbă verde alături de cei dragi, în timp ce alții au ales să se bucure de plimbări în parc. Dumneavoastră, cum o să profitați de vremea frumoasă din weekend? O să plecați pe undeva? Da, pe aici, pe în zona unde să plec. Pe aici, pe Mioveni. Nu, n-am unde să plec. De ce nu plecați? Nu plec, uite, nu lucrez, sunt acasă. Aș vrea să profit cât de mult, dar nu știu dacă se poate, pentru că mai am câte ceva de făcut acasă. O să plecați la un grătar, undeva, la mare, la munte? Plecăm, sigur, plecăm în concediu, la mare. Și la munte, în weekend, dacă avem posibilitatea să nu plouă. La un grătar, sperăm. Plecăm împreună cu niște prieteni la grătar. Posibil ceva, berii, grătare, iarbă verde. E frumos când se poate, după aia vine iar ploile, de ce s-aude. Ne distrăm cum putem, că suntem tineri. În zilele următoare, vremea se anunță la fel de frumoasă, iar cum vacanța a început, ștrandurile au zilnic deschis de la primele ore ale dimineții și până seara târziu.